Golovka a fost șomer pentru puțin timp. S-a întors la Botoșani pentru a treia oară. Liber de contract după despărțirea de Șepși, Golovka n-are misiunea ușoară la Botoșani. Echipa este pe 13 în Superliga și n-a mai câștigat de peste două luni. Golovka mai jucase în două perioade la Botoșani. În 2017 a fost vândut la FCSB, iar doi ani mai târziu s-a transferat la CFR.